Încă puțin și se inaugurează Cafete Cornișa. Unul din marile minusuri ale cel mai mare parc de agrement din zona Moldovei, Acvaparcul Cornișa, este tocmai lipsa unor astfel de locuri, terase, restaurante, mai multe. Încep să apară. Toată vara, cei care s-au plimbat pe aici au dus lipsă de așa ceva. Au fost niște temperaturi extreme și aveai de unde să cumperi o sticlă cu apă. Un management cel puțin ciudat a fost în vara aceasta la Cornișa. Să poți să faci bani și să nu vrei să faci bani. O să vină privații, că așa e normal, și să facă ei bani. Arată foarte bine. Cafete Kids. În zona terenului de sport, a patinoarului, acestui loc de joacă. Arată superb. E de big like.